Guvernul analizează în ședința de azi amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care executivul a hotărât să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului. Este vorba despre proiectul pe bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și modificările la Ordonanța 114. Liderii PSD se întâlnesc azi în ședință înainte ca premierul Ludovic Orban să-și asume răspunderea în legislativ pe legea bugetului de stat pentru anul viitor. Liderul social-democraților a anunțat că va sesiza la CCR un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Tragedie în Vaslui, un căruțaș a murit și alte trei persoane au fost rănite aseară în urma unui accident produs între un atelaj Hippo și o mașină. Incidentul a avut loc la intersecția spre Vinețești, iar căruțașul în vârstă de 47 de ani a decedat. Drum blocat spre Pitești aseară din cauza unui camion încărcat cu iaurt care s-a răsturnat. Șoferul de origine maghiară a scăpat ușor. Acesta a fost transportat la spital cu fractură la braț. Președintele Recep Erdogan susține că Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni. Acesta avertizează statele europene că vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți dacă violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite. Turcia găzduiește în prezent aproximativ 3,7 milioane de sirieni, cea mai mare populație de refugiați din lume. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.